Salutare mincinoși! Iată că a venit și sfârșitul de săptămână. Sfârșit de săptămână pe care, cum mulți dintre voi l-ați așteptat, pentru a ieși la o partidă de pescuit. De această dată, o baltă nouă pentru mine. Am ales să pescuiesc balta Apros Dobrescu. O baltă care se află undeva la 50 și acum depinde din ce loc al Bucureștiului plecați. Baltă care se află la aproape 50 de kilometri de București, o partidă de 12 ore și, cum bine știți, baltă nouă, împreună cu voi mergem să facem prezentarea bălții, să vedem cum arată balta și standurile ei. Acestea fiind zise, să mergem! Să începem recunoașterea bălții Apruzi. Să începem cu începutul, de la intrarea pe baltă. Asta este intrarea pe baltă care vine direct din drumul principal. Undeva în 70 de metri deja ajungeți la baltă, la standurile bălții. Da. Cum v-am zis, aceasta este intrarea pe baltă. Administrația a început construcția unei clădiri aici, unei dependințe, unde veți putea găsi tonomate de cafea și băuturi reci. Deci se pare că administrația se pregătește pentru timpul călduros. Practic, de aici încep standurile bălții. Pe capătul bălții, acolo lângă șosea, nu se pescuiește, iar ce vedeți dumneavoastră sunt standurile administrației, ca să zic așa, în curtea dânșilor. Iată și standul pe care am campat eu. Da? Pescuiesc lansat. Am undeva la 90 de metri măsurați pe Google Maps. Da? Îmi place porțiunea asta cu stuful în față, așa. Am văzut că foarte mulți plantează pe porțiunile unde există stuf. Și să mergem mai departe. Ce vă mai pot spune despre balta Apros Dobrescu este că această baltă are 5 căsuțe. Căsuțe pentru care nu se percepe taxă. Da? Aveți norocul sau sunați la administrație înainte pentru a vă rezerva un stand pentru partida voastră de pescuit. Și dacă aveți norocul să găsiți standurile cu căsuțe, ar fi ideal. Tot așa 90 de metri până în uza stuvului. Iar de aici începe să se lărgească un pic. Cât de bine mă fac auzit, pentru că a început din nou să bată vântul destul de tare. Ce v-aș recomanda eu, pentru că nu am văzut așa mulți pomi, v-aș recomanda ca pe timpul călduros, soare puternic, să nu vă lipsească umbrela. Și drum, vă ziceam că drumul este un drum ok, drum de pământ cu griblură sau cu piatră. Cu siguranță nu veți avea
probleme la intrare sau la ieșire pe timp plus. Deci este mult mai largă, undeva la 170, zic eu, de metri. Aici pe curbă cred că este cea mai lată porțiune, ca să zic eu, despre lățimile acestei părți. Baltă care am înțeles de la administrație are undeva la 30 de hectare de luciu de apă, iar ca și pești, caras, albitură, crap, tenfitofag. Despre prețuri vă pot spune că partida de 12 ore fără plantat este 80 de lei, 12 ore cu plantat 130, 24 de ore fără plantat 140, iar cu plantat 190, așadar o taxă de pentru plantat de 50 de lei. Standurile bălții apărăzit nu sunt numerotate, dar sunt foarte bine delimitate în dreptul fiecărui stand. Există butoaie de colectare a unului, pentru ca fiecare pescar să-și lase curat locul pe care l-a pescuit. Cum vă spuneam, până în cealaltă parte, undeva la 170-180 de metri, după estimarea mea. Ce v-aș mai recomanda eu? Pentru că atunci când veniți pe această baltă, este să aveți un mincioc cu o coadă mai lungă. Malurile sunt cât de cât abrupte și sunt porțiuni unde ați avea nevoie de un mincioc cu o coadă mai lungă pentru a vă ajuta la scoaterea capturilor voastre. Îmi place foarte mult aici că are foarte mult stuf. Cu siguranță voi reveni, dar la vară, când stuful va fi verde tot. Văd foarte multă lume care pescuiește și la undiță. Asta înseamnă că merge și foarte bine și la undiță. Aviz pescarilor care vin cu soțiile să le dea de lucru. Tot așa o distanță de 160-170 de metri până în celălalt mal. Și asta e ok, se pescuiește doar de pe un singur mal. Nu prea sunt adeptul bălților unde se pescuiește de pe ambele maluri.
În principiu văd că lumea alege colțurile, ca să zic așa, dacă le pot spune așa, colțuri, curbele, standurile de pe curbe. Ce n-am văzut eu, pe care n-am dat ce să vă mint, n-am văzut iluminat. Când am venit eu dimineața la ora 6, balta nu era iluminată. Era iluminată decât la intrarea pe balta acolo. Cealaltă curbă, unde e un pic mai îngustă, 140-150 până în stuf. Foarte mulți vin și am văzut că pescuiesc plantat. Le place să le planteze la buza stufului. Destul de lungă și balta aprozi. Se vede și capătul bălții. Pentru că acolo văd digul ce separă balta aprozi de cealaltă baltă. Nu știu ce baltă este aceea. Mă voi interesa și vă voi spune. Aici o porțiune cu mal destul de abrupt. Acela este capătul bălții. Văd că mai sunt standuri de pescuit. Uitați, acolo este digul ce separă balta aprozi de cealaltă baltă. Baltă care nu știu să vă zic cum se numește. Dar mă voi interesa și vă voi spune. Nu mai merg până în partea aia, că mai e ceva de mers. M-am îndepărtat prea mult de... Și cred că nu mai ajută nici fizicul. Sunt și eu bătrân, ce să fac? Da, una peste alta, acestea au fost imaginile pe care vi le-am arătat. Le-am putut arăta despre balta aprozi Dobrescu. Mă bucur dacă v-am putut fi de folos. Nu rămâne decât să vă urez fire întinse. Cum v-am spus și mai devreme, acestea au fost imaginile pe care vi le-am arătat despre balta aprozi Dobrescu. O baltă ok, o baltă cochetă, lungă, cu distanțe cuprinse între 80-90 de metri și 160-170 de metri. Nu-mi rămâne decât să mă bucur dacă v-am putut fi de folos cu imaginile pe care vi le-am arătat și să vă urez fire întinse tuturor. Să ne vedem sănătoși pe bălți!